A fost destul de puțin timp pentru fiecare dintre ele, poate chiar au fost prea multe teme. Din nou, această dezbatere a fost marcată de lipsa de bun simț a primarului în funcție, care din nou nu a venit să dezbată programul cu noi și chiar dacă existau contradicții, ar fi trebuit să aibă curajul, nu are curajul să vină în fața ploieștenilor, nu are curajul să vină în fața contracandidaților. Se comportă acum așa cum s-a comportat 4 ani de zile, ca un primar absent, ca un primar căruia nu-i pasă de ploieșteni, un primar care nu respectă ploieștenii și, de fapt, un primar care nu are de-a face cu funcția pe care o ocupă și, Doamne ajută, că după 9 iunie o să scăpăm de el. În ceea ce privește strict dezbaterea, din păcate au fost câteva mitocănii, aș putea spune, repet, din păcate, ale candidatului PNL care a sărit calul. În rest, ok, ploieștenii să judece, se gândească că trebuie o schimbare în acest oraș începând cu 9 iunie, o schimbare fundamentală. Aici nu vorbim de Bolosevic, pentru că toată lumea e de acord că trebuie să scăpăm de acest primar, dar trebuie să scăpăm de un cartel politic care de timp de 34 de ani a dominat și a condus Ploieștiul. E vorba de cartelul PSD-PNL. Mulțumesc frumos! Bun! A fost încheiată a doua dezbatere, a fost o dezbatere plină de viață, așa cum ne-am obișnuit. Avem un mare absent, nu știu dacă ați observat, domnul primar care a spus că nu se teme de dezbateri, lipsește din nou. Ce să vă spun, au fost proiecte propagate în spațiu public, ceea ce este foarte bine, înseamnă că ploieștenii în momentul de față încep să afle și doar despre proiecte, nu doar niște afișe aruncate pe stradă. Vă așteptăm și la următoarea dezbatere, mulțumim frumos, o seară frumoasă! Da, a doua ediție a dezbaterii cu 4 dintre cei 5 candidați invitați. Din nou, domnul Bolosevic este absent. Cu siguranță nu va veni la nicio dezbatere, pentru că știm foarte bine că dacă ar veni, ar fi luat la rost de toți candidații și de cei din sală pentru cei 4 ani de mandat dezastros din punctul meu de vedere și nu numai al meu. Ceea ce m-aș bucura în continuare ar fi ca toți candidații să aibă timp egal de expunere a subiectelor pe care le au din programul de guvernare local, pentru că în acest fel ar fi o echidistanță și lucrurile ar fi cele corecte. Eu am făcut propunerea ca la sfârșitul acestei dezbateri să jure toată lumea cu mâna pe Biblie că în momentul când vor fi primari, dacă vor fi primari, nu vor băga în buzunar niciun leu din banul public. Este, din punctul meu de vedere, un mod de a mă asigura că cine va fi la primărie nu va fura și va face totul pentru binele ploieștenilor. Dintre cei celalți 3 candidați, 2 au acceptat, unul singur nu a acceptat, domnul Enescu. Mulțumesc! Ca orice dezbatere, chiar dacă toți își doresc o susținere pe proiecte, practic orașul este într-o situație foarte proastă și sunt foarte multe lucruri de făcut. Așa că proiectele fiecărui candidat au foarte multe elemente. Și atunci, evident, că seara și piperul dezbaterii o fac confruntările politice sau de altă natură. Din fericire, de data asta, nu s-a ajuns la jigniri, cum se ajunge în studiourile centrale. Sperăm ca și la următoarele dezbateri să avem și proiecte, să avem și confruntări, pentru că despre asta e vorba într-o campanie. Trebuie să arăți nu numai ce vrei să faci și ce fel de om ești și câtă forță ai să susții argumentele.